atât. Ajunge acum. Bine v-am găsit, prieteni. La un nou episod din Comentăm meciuri și turnee. Desigur, casterul vostru de încredere, Pop. Salut! Avem delay de un minut, așa că dacă puneți întrebări, ori încerc să vă răspund pe chat, ori trebuie să mai așteptați puțin până mă auziți. Data asta, delay de un minut, i-am întrebat pe băieți dacă vor, cât pun ei delay. Și au zis că tot un minut au și ei, așa că la fel pun și eu, nu? Ca să fie tot în regulă. Ce treabă, băieții francezii? I-am întrebat, le-am dat mesaje dacă se poate. Au zis că da, nu e nicio problemă, dar data viitoare, dacă mai vreau să... le zic de mai dinainte. Ia stai, că-s curios când am început să mă aud. Îmi pare că am așteptat cu cap ceva timp. Că văd că... Aha, erau deja după vreo 20-30 de secunde. Porni și botul. Gata, acum ar trebui să meargă toate comenzile, tot ce trebuie. Salutare, prieteni, Codruț, Alex, Hellstone și David, bine ați venit. Mai avem puțin de așteptat, bracketul e deja, trebuie să așteptăm să intre băieții pe server, pe server, pe lobby. Asta probabil pe la fix. Uite, băieții ăștia doi care comentează pentru ei pe stream-ul lor, pe Discord, camerele pornite, cu astea tot ce trebuie. Salut, Francis. Nu i-am întrebat în franceză, doar le-am dat mesaj în engleză și am zis, da, nicio problemă. Acum sper că știu toți pe Discord-ul ăsta că comentez nu numai eu, dar... Ei, și dacă nu știu, nu-i problema mea. Mare nebunie turneul ăsta, 150 de euro, 100 de euro locul 1, 50 locul 2. Și din ce am văzut, bine, la unele echipe apare steagul, la unele nu știu de ce. Am văzut că la băieții noștri apare... steagul României, la majoritatea apare steagul Franței și cred că mai sunt câteva care nu sunt totuși din Franța. Cred că în Greenwich Trust aia, cred că nu sunt francezi. Că mă gândesc că și-ar fi pus un nume francez, nu știu. Adică, nu știu, vedem. Oricum sunt pe partea cealaltă a bracketului din câte am văzut. Am avut free win ABC 1-2-3 și pe partea cealaltă și Virtu au avut free win. Mă rog, de fapt toți de pe lower bracket, de pe bracketul de jos, mai degrabă în lower bracket, au free win. Sus însă o să se joace de la început în prima fază, din round of 16. Deci, dacă se termină repede meciurile jos și mai greu sus, o să avem de așteptat puțin. Deci o să fie destul de interesant să facem cu delay de un minut, dar... Vedem. Caterinca de la 9 to 5, nu știu dacă e Caterinca, e cam devreme, dar... Vedem. Dacă nu vorbesc și eu în franceză, ce trebuie să vorbesc în franceză? Că nu știu franceză, ești nebun. Salut, DMP, în vreun minut, salut. Ce să fac, uite, comentez niște meciuri de la băieți de aici. Bine, să vedem cum joacă băieți. Că ăștia au e-sports în nume, acum poate sunt supărați. Atâta, bonjour mes amis, chies că vous avez préparé pour aujourd'hui și atâta. Asta e sătâna franceză. Chies că tu fais. Da, și avoir și être. Atâta am învățat. Oricum, să stați liniștiți, o să comentăm doar meciurile celor la ABC, adică nu mă bag să comentez meciurile băieților francezi, că să fie sănătoși și treaba lor. Totuși, interesant ar fi, cred că dacă se ajunge în finală, nu știu dacă o să putem să comentăm, atâta timp cât ei sunt, văd că iau doi comentatori,
Și nu știu cum am putea să facem că ei teoretic trebuie să fie amândoi pe server. Doar putea să fie doar unul. Nu știu. O să discut cu ei în cazul în care ajungem până acolo. Iar sunt curios cum am putea să fac. Sau intră ei și mă uit eu pe ei, gen, intru eu pe Discord cu ei și dau ei share screen. Vedem oricum. Bă, dacă scot delay-ul, teoretic pot să dau, pot să pornesc stream-ul pe același link, din câte mă gândesc. Deci, presupun că n-ar fi o problemă. Bine, oricum, să ajungem până acolo să fie cazul să scot delay-ul, că și dacă o să trebuiască să scot delay-ul și să așteptăm mai mult decât trebuie, cel mai probabil așteptăm pentru finală și atunci o să am și eu ocazie să vorbesc cu adminii sau cu casterii să vedem care o să fie situația. Momentan văd că mai stăm puțin. Și exact cum o să facă băieții ca să-și dea, că nu știu, m-am uitat pe acolo, nu prea pare că îți apare ăla de la Valorant, gen ID-ul, nu știu, foarte dubios. Bună, Călina, bună, Mario. Bine ați venit, prieteni. Salut, Bubu. Nu o să fie delay 15 minute, un minut. Din ce am văzut, nu se banează, gen. Mi se pare că echipa de jos alege partea și echipa de sus partea, ceea ce mi se pare cam ciudat, ținând cont că sunt totuși patru hărți. Și s-ar putea bana, practic. Gen, oricum, ei ar alege harta. Dacă s-ar bana, că ar fi ban, ban, ban și ultima, practic, ar fi harta lasă de ei, mă rog. Nu chiar pentru că se folosesc toate banurile în cazul ăla, dar... Da, nu, cel mai probabil e de la Lumina, Andrei. Din ce mă aștept și văd și de la ăștia de pe Twitter, că ei o să comenteze probabil meciurile celor de la Libra, că văd că au și ei echipă în turneu. Ok. Bun. Deci, după cum puteți vedea pe ecran, adversarii lor au intrat la ranked când a început turneul. Deci, tata creier. Da, nu știu. Interesantă decizie. Da, nu știu, foarte, foarte ciudat.
sunt foarte confuz. E clar, deci băieții ăștia de la Virtua Esports. Respect, deci nu. Mă gândeam că poate sunt ceva băieți de ăștia, de știu jocul, știu astea, dar băieții mei se bagă la turneu, se bagă la turneu și ei se gândesc că auzi și că meciul e teoretic într-o oră. Păi cum o să fie într-o oră? Toate meciurile se joacă instant, nu e... What the fuck? Ce ciudat. Mă rog. Whatever. Bă, nu contează dacă lua 40 de minute, tot trebuie să fie gata ca să se joace la turneu, nu? Gen și dacă ai free win, meciul tot atunci se joacă, nu e pus pe ore. Mă rog. Ei, măcar așa aș putea să vorbesc cu adminul să-l întreb. Degeaba îți dau Discord-ul Codruț, că nu e nimic de văzut decât niște francezi, în rest nu prea. Nu prea e nimic de văzut altceva. Bun, i-am scris lui Văru să vedem care o să fie situația. În cazul în care ajungă finală, că până acolo oricum nu contează, că teoretic e o parte cealaltă. Acum sper că nu i-am scris prea așa de n-o să înțeleagă, că l-am întrebat, gen, dacă are o secundă să vorbesc că se turneu și mi-a zis I haven't time to talk, but you can write me, please. Da, să sperăm că înțelege ce i-am zis. Băga niște deathmatch cu băieții, îți dai seama, nu? Match found. Dacă îl și pierd, păi, oricum. Mamă, asta se joacă în spectru, să moară aia. One of my cameras is broken. Oh, wait. Okay. It's fine. Okay, it's fine. Sigur avem ochii în hartă, evident. Binevenit.
mă, dar l-a luat pe ăsta, Polarul. El vrea să antreneze Polarul, nu-l mai satură Dumnezeu. Mamă! Mamă, mamă, dacă trăgem așa, nu cred că... Cred că de-aia suntem comentatori. Să-i descalifice, dar nu știu de unde, nu știu ce reguli au băieții mei. Presupun că dacă s-ar plânge la admin, n-ar putea să-i descalifice admin. Da, mi se pare stupid, dar cum fac? Auzi că nu, că teoretic meciul e la... e într-o oră. O să fie meciul într-o oră. Și mi-a tras Yoshi. Meciul e as soon as possible, nu? Put down. Down. Enemy down. One down. Bine, din nou, poate oamenii au... Bă, dar mai du-te, dracu, cu sniperul tău, că m-a nebunit vărul. Stai, mă, că și în beta știa lumea să tragă, nu că nu știau să joace. Nu contau. Trăgea lumea înapoi. Dar în beta le trăgeam și eu mai bine, că mă mișcam mai mult, îți dai seama. Cât mai așteaptă. Uite-l, mă, pe H. Mai, Kihai s-a apucat de... Valorant. Joacă de tot. Hostile removed. Dispărut. Health pack to die. Că vor și ei să se joace, nu-ți dai seama, chit că mai așteaptă, că așa dacă le dă forfeit, trebuie să aștepte și după meciul celălalt și stau și mai mult degeaba, știi? Așa mă gândesc că se gândesc, așa se gândesc băieții. Un video, gen am văzut că a apărut un video, dar nu mă gândeam chiar codurile pe vă. Cred că mai bine stăm și mai așteptăm, mai facem o drink.
da, că sunt aia cei mai buni player de pe pământ și pierde la ABK? Lucky. Ai. Ce vrei să fac? Vreau să trebuie să prins o dată un meci. A, păi da, a prins unul gen sau au avut mai mulți? Că dacă era doar unul... Nu știu dacă e așa nasol. Trebuie să-mi răspundă și vor adminul. Deci a zis că are puțină treabă, probabil o să se uite și o să stea puțin să gândească ce i-am scris. A, nici nu poate să le dea forfeit, ok. Și tot turneu. Aproape fiecare meci. Bă, auzisem la început când am luat jocul. Deci că poți să-ți bă și Cheat Engine, care e cel mai terminat de la foloseai la Metin în 2004. Și că merge pe ăla, dar... Găsiseră băieții o schemă cu family share, cu chestia de asta să poți să faci schema la Fall Guys, dar oricum, bă, nu știu, mi pare stupid, adică să zici că în jocurile competitive îți oferă un oarecare avantaj peste ceilalți, sigur, dar măcar câștigi ceva acolo, că câștigi la Fall Guys, cu ce te ajută? Gen... E niște coroane de alea, nu știu dacă e chiar cea mai bună idee. Și totuși jocul e 20 de euro, adică ți iei ban, trebuie să mai dai 20 de euro ca să te joci. Un joc nu e făcut competitiv ca idee, jocul e făcut pentru distracție, pentru de-aia nici nu există custom games. E făcut să intri să te joci, să te distrezi, și te joci așa din când în când și din când în când mai bagă niște... update-uri, cum o să bage sezonul 2 în octombrie, deși jocul a apărut luna asta, să zicem, până în octombrie, cam mult timp pe același hărți. Eu aș zice odată la lună să se facă update, așa aș zice că ar fi mai bine decât să am update-uri la 3 luni, să-mi schimbă hărțile odată la 3 luni. Nu prea-mi place. Că te plictisești de hărțile alea, știi, și nici nu poți să joci jocul în fiecare zi. Nu știu să bagi un anti-cheat. Nu știu dacă sunt anti-cheat-uri făcute pentru ce ai putea să organizezi. Ce coduri ai putea să ai? Ai putea să ai fly, să zicem? Să zbori până la finish? Ce mai putea să ai? Nu știu, speed, poate? Ca aim și wall, n-ai ce să faci cu ele. Ceea ce înseamnă că cel mai probabil majoritatea anti-cheat-urilor care sunt făcute cel puțin pentru FPS-uri, n-ai ce să faci cu ele, că sunt useless. Nu-ți blochează speed și fly, că nimeni nu-și bagă cod de speed sau fly pe Counter sau pe PUBG, sau pe PUBG au avut. Poate anticitul la PUBG, Battle-ul ăla, dar Battle-ul ăla e... A, de fapt nu, speed și fly, da, ăla, cred că ăla ar fi cel mai bun, ăla de la Battle-ul. Pentru că în Tarkov aia speed, 100% au, că am prins și eu. Și pe PUBG zburau ea cu mașinile. Deci mă gândesc că poate anticitul ar fi bun, dar și nici așa. Bă, oricum, nu știu, mi se pare foarte stupid. Cât de trist să fii să joci cu coduri pe un joc făcut de fan, așa, gen chiar n-ai ce să faci să-ți dai viața, că nu obții absolut nimic, nu crești în elo, nu primești rank, nu primești absolut nimic. E strict un joc să te joci la caterincă. Nu știu, Codrus, nu garantez, dar nu știu, să văd ce fac tovarășii mei, că ziceau că bă, că nu știu, că nu știu ce, că...
Hai noroc, Gis. Uite, așteptăm să termine adversarii băieților, să termine meciul The Ranked, în care au intrat înainte, fix înainte să înceapă turneul, nu știu o chestie. Că mi-a cerut vorul. Mi-a răspuns și vorul adminul să-i spun, i-am dat YouTube-ul, i-am dat alea. If you're here, brother, hello. Dacă zbori prea sus sau dacă mergi prea rapid să iei kick. Asta da, uite, de exemplu, o minute. Nealosca. Interesting. Cred că era mai inteligent să vorbesc cu adminul înainte. Am văzut la turneu. Este adminul. Am primit un grad ceva, 100% oricum, că văd mai multe chestii. Caster 2, hai. Nu știu dacă pot să aflu. A, ok, acum am primit ad. Asta s-a întâmplat cel mai probabil acum 2 minute, da.
Nu știu, dar văd mult mai multe. Nu știu ce s-a întâmplat, dar văd deja mult mai multe chestii. Nu știu ce am primit. Nu știu cine este, dar mi-a dat ad oricum. Aș zice că e adminul. Probabil. Deși nu sunt 100% sigur. A, deci ăsta e jucător, I guess, nu? Bun. Bă, cum pot să văd și eu, mă, ce rank am primit? Că sunt curios ce dracu de rank am primit. Mă rog, nu e relevant oricum. Ha, păi vărui platul numai abia ieșit în gold, fii serios. O să așteaptă după ăștia doar ca să treacă repede de ei. Ei, răutăți. Ai 12-9. Nexus mai încolo. Mai avem până la Nexus. Avem luni, 100% avem luni 9 to 5 toată ziua. Următoarele sunt ce meciurile, da, luni, deci luni avem 9 to 5 toată ziua, de la ora 10 începe, avem grupă cu Hellraisers, SJ Pro și... Aș căuta, da, milene. Mai e o echipă. Oricum, am făcut alea, am totul pregătit, toată grafica e pregătită pentru băieți. Am făcut alea în Photoshop tot ce trebuie, nebunii, acolo senzații rău de tot. Ce mai avem? Mai avem MDL-ul la care, din câte eu încă n-am primit răspuns, trebuie să răspundă vărul adminul. Ăla o să fie pe cealaltă platformă. Oricum, în cazul în care primim și e tot în regulă, o să anunț
și eu, probabil și băieții de la Nexus care fac stream, adică PIME, o să fie pus peste tot, așa că cel mai probabil o să-l găsiți destul de repede link-ul pentru turneu. Besto. Nu știu ce vreau să... Nexus NMDL... Stai să-ți răspund pe chat, că dacă-ți răspund așa... Ia stai să vorbesc cu voi. Nu știu, m-a întrebat Voru dacă pot să-mi folosesc stream-ul în best of, nu știu ce înseamnă. Cel mai probabil da, că n-am nimic. Bă, da. Adică, probabil, nu știu, să mi-l pună pe undeva sau... Acum, dacă mi-l pune pe undeva, să nu vină băieții în frate, adică nu o să înțeleagă nimic. Dacă vin băieții și nu o să înțeleagă, cel mai probabil o să încercăm să vorbim în... A, cred că într-un filmuleț, cel mai probabil. You prepare a best... A, best stuff! Pe școala pe 1. Pe 1? Cum pe 1? Ia de vreme? Bun, deci o să începem imediat. Mă rog, o să vedeți, în vreo 2 minute o să fie pentru voi imediat. Să sperăm că până începem, ajungeți voi la alea 2 minute să intre și băieții. Pus ăștia link-ul aici pe turneu. Am înțeles, ok. Da. The player. Cred că
Oricum e delay de 2 minute. Mă duc repede până la baie, până vin băieții. Și revin imediat. 2 secunde, bărbă. Și eu eram plecat să moară aia. Mersi super mult, Șucar, de donația de 5. Pe mine nu m-a mai întrebat. Bun, intrăm în primul meci, pare că ne jucăm Haven. Nu m-a mai întrebat nimeni. Bun, Haven. Arta, după cum v-am mai zis, e mai diferită harta față de Counter. Practic harta cu 3 site-uri. Harta pe care, de fapt, cea mai diferită într-o oarecare măsură, aș zice, dacă n-ar fi BU, ar fi oarecum ca season. Poate nu chiar atât de mare. Deși, dacă poți să faci un fake bun și să-i strângi pe toți inamicii către site-ul A, la site-ul C, cel mai probabil nu va mai fi absolut nimeni. Avem meciul dintre ABC și Virtua. Să scriu și aici sus. Parcă aveam... Ok. Properties. Fără for momentan. Vreau să văd însă este pe ce parte sunt fiecare echipă, așa că cred că cel mai probabil pe stânga, pe dreapta sunt ABC, pe stânga sunt băieții, ceilalți nu sunt invers. Pe ce partea cealaltă avem Virtua. Nu arată chiar atât de urât, îl mutăm mai așa, bun. ABC contra Virtua. Diferență destul de mare, aș zice, între line-up-uri. Jet, Cypher, Phoenix, Raze și Sage pentru ABC. De partea cealaltă, celul la Virtua, Sova, Omen, Sage, Cypher și Reyna. Sage și Cypher pare că sunt singurele chestii care se repetă. Și vedem că Virtua se va duce către site-ul C. Încă un smoke. Bun, cred că s-au de joc un pic cam tare. Încă două smoke-uri pe site instant. Acolo este White cu Cypher. Va folosi trap-ul și va pușea prin el. Scoate pe Duboard. Pică Șucar însă scos de Hero. White încă un frag. Triple kill pentru White. Amadeus a făcut și el o eliminare. Vine și Hymno, însă Avenger este cel care face ultima eliminare pe Hero. După un rush rapid din partea băieților de la Virtua,
Pare că tot cei de la ABC au ieșit câștigători. Cred că era un pic cam tare jocul. L-am dat acum mai încet. Sper să nu vă fi spart urechile. Pare rău dacă s-a întâmplat asta. Nu știu, au cumpărat încă băieții. După care numai Amadeus un judecător cu care va juca în site-ul B. Joacă cu... Ah, ba nu, cred că va pușa aici Amadeus. Se urcă până în geam cu judecătorul. Vine în ajutorul lui și Șucar însă pică foarte rapid la aproape toți jucătorii. Rămâne numai Wasp, însă este scos de Șucar quad kill pentru el cu Sage-ul. Amadeus a reușit doar o singură eliminare înainte să pice cu acel judecător. Deja scorul de 2 la 0. Acum va fi un full buy și pentru băieții la Virtua și... Că sunt strânși toți aici în... Spre zona midului, văd că s-au despărțit totuși. Nu cred că vor ataca toți din geam pentru că ar fi un pic cam ciudat. Își folosește Wasp trap-urile pentru a opri oricare, orice flank. Și cred că se va intra totuși... către mid, pentru că trepurile sunt puse în așa fel. Amadeus din nou pușează cu judecătorul. Îl prinde însă Dubord. Se repoziționează băieții la Virtua. E foarte multă informație însă aici Avenger. Și ar putea fi un pic falsă, pentru că Reina nu cred că a fost văzută de către Avenger. Să repoziționa și el aici în spatele acestui smoke. A nimerit acolo. Hypno face fragul până la urmă pe Wasp. I-a dat, i-a dus leg Sage-ului. S-a luat arma și are informația Hypno. Însă pe site-ul ăla este Reina. Dubord este deja pe site aici. A pus stăpânire. Se va întâlni cu Avenger. Avenger însă este puțin mai rapid. Poziționează aici un... Foarte interesant, acest molotov pică chiar pe bombă. Îl obligă pe Potato Aim să oprească acest bomb plant. Îl va reuși până la urmă. Sare Hypno, îl scoate Iro. Reușește însă mai mult Iro. Potato Aim face un frag pe Șucar, însă Avenger se întoarce bine și avem triple kill-ul pentru el. Și a treia rundă pentru ABC. La 0, din nou nu au bani cei de la Virtua. Deși văd că forțează și au două Phantom-uri cu armură mică, un Vandal cu armură mare pentru Wasp și două Deagle cu armură mici. Doi jucători fac eco, 3 nu. O decizie ciudată. Sheriff, de fapt, nu e Deagle, nu e Sheriff. Însă pe partea celor de la ABC au două operatoare, White și cu Hypno. Folosesc foarte mult de abilități aici, însă Hypno a făcut deja un frag pe Iro cu operatorul. Dubord încearcă prefire-ul, însă Aloska este cel care pică. Vrea să-i lase aici Hypno cu operatorul. Aproape să-l prindă pe Reina, însă din site-ul au pușat deja cei trei jucători de la ABC și sunt blocați aici, sunt prinși între Ciocan și Nicovală. Amadeus face fragul pe Potato Aim, Wasp double kill-ul. O linie frumoasă din partea lui. Deci se folosește de flash, însă nu va nimeri pe nimeni. Aude pașii, Avenger folosește flash-ul, scoate pe Dubord, ce flick frumos din partea lui Avenger, vine double kill-ul. Și vine și runda cu numărul 4 pentru APC. Chiar la Virtua, cred că e cel mai bun mix de România, nu știu ce să zic. Și băieții de la Virtua 4 către site-ul ăla, deși cred că Wasp doar va pune niște trepuri aici. Lăsat singur Dubord. Practic, cred că el va fi trepul pentru cei de la Virtua. Short se bagă Avenger. Are 3 jucători în stânga, unul în dreapta. Îl prinde pe Wasp. Încearcă wallbang-ul, nu nimerește, însă pică și Amadeus, care pușease mid-ul. Și se repoziționează Virtua. Dubord se duce deja către site-ul C, acolo unde este camera lui White. Vor avea aici informație.
Și deja îl vedem pe Himno repoziționat pe site. Are operatorul în mână. White cred că va ține garajul și vor lăsa site-ul pe liber în cazul în care plantează, vor putea să-i prindă din două direcții, însă pare că tot site-ul ce este locul în care vor să atace. Verifică dubord foarte ușor. Arată Hero în geam în acest moment, ar putea să-l prindă pe White pe timing, Hero însă face flagul pe Aloska. A fost o idee bună acolo, pică toți jucătorii de la Virtua, fără să mai pice niciun jucător din partea celor de la ABC. Chiar Amadeus a fost înviat de Shukar și au rămas cu 5 oameni în viață, ABC. Deci runde destul de decisive până acum, să vedem dacă Virtua vor găsi răspunsul pentru play-ul. Play-urile băieților la ABC, vedem că sunt 3 deja din nou pe site-ul. A, interesantă decizie din partea lor. Folosesc acest perete înainte. O, Amadeus. Vedem unde ajungem cu el. Foarte avansat pe lung este locul în care vom ajunge. Facem un frag, Amadeus însă este traduit. Și Avenger, un frag acolo, a pușat însă de la site-ul C. Hypno vor folosi acea ultimată de Sage. Hypno nu va găsi pe nimeni momentan. Va folosi aici Hero ultimata. Se va duce în lung. Nu va găsi pe nimeni însă. Jucar ține unghiul foarte bine. Era acolo și White pentru susținere. Pică însă Avenger. Ratează Potato Aim. Aloska pică și el și rămâne numai Dubord, care a făcut flancul la C. Un flanc întârziat, aș putea spune, însă ar putea să surprindă aici. Nu cred că se așteaptă nimeni să fie în spatele lor. Va trece de site-ul A și îl va vedea aici pe White. S-a grăbit puțin însă. A căzut. Au informații acum. Nu știu ce să zic de aceste shoulder pick-uri. Se expune un pic cam mult Dubord. Se grăbește, însă țin destul de defensiv băieții la ABC și timpul nu e în favoarea lui Dubord. Se va termina. În același timp pleacă și băieții de la ABC. Shukar încearcă să-l caute pe Dubord. Îl găsește și pică Shukar. Foarte mult damage dat acolo de băieții de la Virtua, însă nu au reușit totuși să câștige runda. Putea fi puțin mai bun flancul lui Dubord dacă se grăbea, dar totuși nu avea foarte multă informație. Dacă este acolo pe White în site-ul B, dacă era destulă informație pentru el. Nu știu care în un push foarte agresiv din partea lui Amadeus în site-ul C. Tot acolo cu Hero, a făcut acolo un pic un bait. Hero, Potato Aim, primește un nade la picioare, scos de același Amadeus. Aspen să face fragul pe jucătorul care pușease. Shukar pică și el și este o situație de 3 vs 3, însă sunt prinși din două direcții. White a făcut acolo un frag. Wasp se luptă disperat, aș putea spune, cu Hypno. 31 HP pentru jucătorul de Cypher. L-aude aici pe Avenger. Surprins însă de White, care venise din garaj după ce a omorât un quick pierd al lui. Triple kill pentru White și 7-0. Duc destul de decisiv aici APC. Nu-i lasă deloc pe Virtua să respire. Salut Mihai, bine ai venit. Deloc nu-i lasă pe Virtua să respire. White folosește două trepuri în garaj. O decizie interesantă. Famează acolo Amadeus gloanțele, însă nu ajung chiar unde și-ar dori ei. Aloska
Este un glonț din partea lui Avenger. Shukar face un frag double kill pentru Shukar. Ica și Dubord. Rămâne numai Wasp. Cred că atacul un prefire însă nu a reușit mai mult decât niște damage pe... nu știu ce se întâmplă aici. Mai mult decât niște damage pe Avenger. O rundă flawless pentru ei. A căzut. Căzuse bricheta. La 0. Nu strângi către site-ul la Virtua. Însă pare ca o surpriză. Acela este Dubord care așteaptă ce lung un push. Din nou se bagă băieții de la ABC. Prins din spate Avenger, însă era în ultimată. Shukar între timp a făcut double kill-ul. Adunești cu Hiro și va câștiga duelul. Aud aici ultimata cu White on One, mai interesant, însă îl vede Dubord, nu nimerește gloanțele. 1 HP pentru Dubord, însă va reuși să planteze bomba în site-ul C. Adică între timp și Wasp. Practic un duel 1 versus 1 aici. Însă White îl câștigă destul de ușor acolo la marginea cage-ului. Oh, la 0 devine scorul. Oh, this is a nice spot. Interesant acest one way. This goes here. Deși cred că este un pic cam sus acolo. Poate fi văzut de ușor. Pamează Hypno și îl seacă pe Dubor. Lunga însă se luptă Avenger, îl scoate pe Aloska. Rotez deja încă 2 jucători. 4 jucători în acest moment pe site-ul ăla de la ABC. Dacă se vor roti Virtua, ar putea să prindă un site gol. Bagă aici Amadeus. Intuiește bine, are în mână robotul, până la urmă Potato Aim câștigă duelul. Stație de 4 vs 3 au avantaj în acest moment Virtua. Ar putea să câștige runda. Dubord îl scoate pe White. Bine, restul însă din partea lui Shukar pe Avenger. Wasp pune stăpânire pe site-ul B. Însă bomba pare că se îndreaptă către site-ul C, acolo unde nu este nimeni. Vor roti 2 jucători prin baza ABC, unul este... uite către site-ul B, acolo este Avenger. Dar totuși prin bază este decizia pe care o iau aceștia. E peretele în bază din partea lui Potato Aim. Nu se urcă pe el însă. Se apucă de perete băieții de la ABC. Avenger face fracul pe Dubord, care avea o poziție destul de bună. Devine din spate, însă Wasp putea să surprindă aici. Îl scoate pe Avenger. Se pune pe Diffuse. Hypno face fragul. Wasp pică și el sub lanțele lui Hypno. Double kill pentru el și runda. Retake-ul mai degrabă a fost câștigat de băieții de la ABC. Un retake care părea destul de greu de luat. Însă cred că a avut puține probleme acolo, mi s-a părut Dubord, puține probleme, FPS-urile, nu știu exact. Care a fost situația, însă, de acolo din spate, site ar fi avut o poziție destul de strong să-i prindă pe ABC. 10 la 0 este scorul. Half dominat de ABC. Va pușea Amadeus de data aceasta cu Vandalul. Nu are judecătorul în mână. Hero scoate pe Hypno. Amadeus nu verifică în stânga și este scos de Potato Aim. Reduit însă de Avenger. Double kill pentru Avenger. Văzut de această geată, însă se îndreaptă către ce lung. Cu pică Wasp prin acel cage.
Rămânei numai Dubord 1 versus 3. Are cele două flash-uri care se poate folosi, însă vine flash-ul lui Avenger. Scapă Dubord totuși. Am întâlnit aici cu Avenger, însă Avenger este câștigător din acest duel. Triple kill pentru el. 11-0. Ultima rundă din prima jumătate. Arată foarte bine ABC pe partea de defender. Să vedem când trec la attacker, dacă reușesc să mențin acest momentum sau Virtua. Se vor descurca poate mai bine pe defense. Deși au o misiune destul de grea în față. Joke's over. You're dead. Trage Amadeus prin perete, îl scoate pe Aloska. Hypno scoate pe Wasp, însă Hero i-a oprit ultimata lui Avenger. Poate potei-toim pe Hypno. Ușucar, un glonț frumos din partea lui, însă potei-toim face double kill-ul. Din spatele lui Amadeus rămâne numai Dubord. Văzut acolo de White la marginea cage-ului, eliminat și avem 12-0, un half flawless pentru ABC 1-2-3. Virtua trece pe defenders. Rămân pe attack. Trec pe attack ABC 1-2-3. La 0. Aici este șansa celor de la Virtua să intre în meci, runda de pistoale. Runda care, să zicem că se joacă oarecum de la egal la egal. Face un frag Aloska cu shorty-ul. Nu reușește însă pe cel de-al doilea. Wasp l-a scos pe Amadeus. Au o șansă bună aici, 4 versus 2. Rămân numai Shukar și cu Avenger. Și ar putea să vină prima rundă pentru Virtua. Au toate șansele aici să câștige. Site-ul însă este complet liber. Dar de aceea este și postat aici Potato Aim. Va auzi pașii către site-ul ăla, se va face call-ul și se vor roti cel puțin doi jucători. Deja au intrat la ABC 1-2-3. Face picul Avenger către Hero și face fragul, care l-a scos pe Potato Aim, însă heal-ul mai are 8 secunde cooldown. Dacă se grăbește aici Wasp, pică însă Wasp, rămâne numai Dubord. Jucar își va da heal-ul, va ajunge la full HP, însă Dubord aude pasul pe site, aude pe Shukar, îl scoate pe Shukar, îl vede și pe Avenger. Este imun în acea, folosind E-ul. 1 versus 1, însă pierde runda Dubord, face Avenger triple kill-ul, câștigă Flash-ul. 2 versus 4 Avenger și cu Shukar și avem 13-0 în primul meci pe care îl joacă ABC 1-2-3 în cadrul turneului Libra Cup. 13-0, destul de decisiv, cred că mai decisiv de atât nu se poate. Meci de Valorant. Puțin pe scoreboard. 20-3 Avenger MVP-ul acestui match, 100% Shukar nu departe în spatele lui, 16-7 average combat score, însă 100 și mai puțin decât Avenger. Hypno la fel scade. Potato Aim, al patrulea jucător celor de la Virtua. Mai departe ABC 1-2-3 vor juca contra celor de la Time to Play, care deja au câștigat. Nu am văzut acolo scorul exact, să văd dacă pot aflu. Time to Play a câștigat 13-4.
Tot pe Haven. Vom intra cât de repede se poate și în următorul meci. Măcar au câștigat meciul la de rank, da, corect. Măcar cu meciul la de rank se bucure și băieții la Virtua. Time to play, ia să vedem. Să aflăm line-up-ul lor. BSP? Mamă, joacă BSP. Au 7-8 jucători, nu știu exact câți au. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jucători au un line-up, nu știu exact care o să joace. Trebuie să mai așteptăm puțin să apară trecuți mai departe băieții noștri. Meci pe care nu știu dacă sunt așa multe de spus. E un win decisiv, dominant din partea celor de la ABC. Virtua parcă nu au reușit să găsească o portiță de scăpare, să zicem așa, portiță prin care ar putea să intre înapoi în meci. Ținând cont de cum funcționează de obicei turneele, după primele două, să zicem, meciuri, vom avea niște meciuri mai strânse, dar ținând cont că acesta a fost sfertul de finală, vom trece în semifinal. Cauza că au avut free win, ABC versus Time to Play, semifinală, azi. 120 de așa ca să fie finală. Avem loc să scriem tot în titlu, că după aia e prea lung titlu. Bun, deci nu avem mult de așteptat. Între băieții de la... Băieții de la noi, văd. Vom intra imediat și în semifinală.
Bun, deci chestie. S-a rezolvat, nicio problemă. Bun, deci meciul dintre ABC și Time to Play. Fii serios, Zeuț. Vorbește frumos Filu, că să nu vină băieții să ne hau, știi? O să supere băieții. Serios, că m-am jucat de când a apărut jocul, nu știu, 10 meciuri, 20 de meciuri. Că dacă stau să mă joc serios, n-ai nicio șansă, zic. Bun, vedem și banurile. Putea fi interesant. Vedem că băieții de la ABC nu prea vor să joace pe split. Mut ca să nu o problemă. După cineva, dacă intre pe canal, să nu arunci. Păi nu, că nu, nu, că sunt pe Discord-ul băieților la The Caster 2. Nu se poate păli. Cu ascent. Nu cred că se banează așa, dar mă rog. O echipă banează și cealaltă nu? Adică cum funcționează asta? Păi, gen, ABC banează, ei rămân la Defenders, bine, până se mută băieții. Până se mută băieții, mă duc până la baie, revin imediat. Emoțiile, emoțiile. Bun, prieteni, am intrat pe Ascent. Ascent, o hartă pe care... eu și eu aș zice că o prefer mai puțin decât oricare alta. Tot
Totuși o hartă pe care au băgat-o băieții de la Riot, o hartă interesantă din prisma faptului că există niște porți pe care le poți închide dacă dorești cu ajutorul unui switch și care trebuie sparte pentru a intra prin acea poziție. Una este în short A, una la pizza B. Vedem Killjoy din partea lui Amadeus, nu mai joacă cu Raze, Avenger cu Hypnose, Avenger cu Omen. Partea cealaltă tot un Killjoy și Omen. Nu mă înșel, sunt la fel? Ba nu, este un Sova în loc de Cypher, în rest, aproape la fel. Line-up-ul. Văzut aici White and Milk scos de către Quartz. Continuare, Hypno este la pizza în spatele smoke-ului dat de Style. Avansează ușor Style în short cu Quake Perry Sailor. Îi dă smoke-ului Shukar, se repoziționează și Avenger în Heaven. De pașii Avenger, însă nu are unghiul la marginea acelui smoke aruncat de Quartz. Dar este smoke-ul în Heaven. Exact ce ziceam, poarta. Se așteaptă Hypno să fie un jucător după perete, dar nu va găsi pe nimeni însă. Trebuie scos acel... Vine flancul însă din partea lui Emerald, câștigă duelul Hypno. Acel... Nici nu știu cum îi zice tureta lui. Hypno și Shukar fac fragurile, însă până la urmă Shukar face ultima eliminare pe Alumet. Alumet? Ce să spun? S-au întâmplat foarte multe chestii în această rundă, însă timpul este în favoarea celor de la ABC. Câștigă prima rundă. Nu știu, mi-a picat creierul la turetă, nu știam să mai zic turetă. Însă până la urmă a reușit. Nu, n-am mai fost în stare să zic turetă. Mă rog, oricum. Strânși destul de rău băieții de la Time to Play către site-ul B. Vine drona de... Sova și îl atinge acolo pe Hypno. Rămâne totuși în viață, însă vor intra. Uite că se va aici coas. Amadeus face două fraguri, unul cu tureta, triple kill pentru Amadeus cu judecătorul. Quad kill pentru Amadeus, Emerald l-a scos pe White. Scoate pistolul, însă Amadeus încearcă fragul prin smoke. Îl scoate și pe Alumet. Ace-ul pentru Amadeus, practic Time to Play au fost judecați de... Amadeus în această rundă. Mă, ce mi-a picat gura în prima rundă și mă gândesc și acum. Am fost în stare să folosesc cuvinte. Te-ai cu valora de drumul, bro. Luptă din short, Hypno scos de Quartz, o reacție bună din partea lui. Aici cu Avenger însă fac eliminările. Luptă aici 10K. Este vulnerabil însă în acest moment de la robotul lui Amadeus. Pică și Emerald imediat după ce pică 10K. Câștigă cei de la ABC runda 3-0. Sincer să zic, Zeuț, dacă mai stai 2 minute și mă auzi, eu nu știu cum au luat prima rundă. Eu credeam că nu mai e nimeni în viață de la ABC. Nu-l mai vedeam pe Shukar sus acolo, mă tot uitam dacă mai e cineva în viață. Nu vedeam pe nimeni, nu știu exact ce s-a întâmplat.
Interesantă decizie din partea lui Amadeus, deși Style nu are ultimata. Au pus acolo cele două bombe în cazul în care își va da teleport omenul advers în acea zonă. Este o zonă pe care o folosesc destul de mulți jucători pentru TP. White are un unghi interesant aici în mid. Ar putea să-l surprindă pe Ten. Kay dispare în momentul nepotrivit, peretele. Nu știu, smoke-ul. Nu știu dacă a fost văzut acolo White. Sunt destul de sigur că a fost văzut. Parc, până la urmă, peretele, băieții de la Time to Play. Însă White a plecat de mult, este deja în CT. Amadeus cu același judecător va face aici picul White, destul de safe, jump picul. Vine însă smoke-ul care blochează viziunea. Hypno face primul frag. Operatorul traduit de 10K. Vine și Avenger pe bătaie, însă nu-i găsește. Va da TP-ul pe loc pentru a face un potențial fake. Au repoziționat toți, însă în spatele lor se află Style. Ar putea să-l prind aici pe Avenger, însă se duce sus către Amadeus și White. Are pe Amadeus în față, foarte bun trigger, disciplină, scoate pe Amadeus, însă White face trade-ul. Destul de rapid vin Avenger și cu White din Heaven. O stă acolo prin smoke. O recuperează acolo un judecător, însă nu este chiar arma de care ar avea nevoie White. Este o situație de 1 vs 3. Îl vede pe Killjoy. Reușește însă flick-ul. Trage puține emoții acolo din partea lui White. Emerald face ultimul frag și avem rundă pentru Time to Play. Deja un match, aș putea spune, mai interesant decât cel dinainte, deși aș fi puțin cam răutăcios. A fost atât... Auzi, Zeuț, dacă mai ești aici. A fost atât de obvious că mi-a picat gura? Și... oarecum deranjant. Deși cred că a fost, că Samoara nu știam ce se întâmplă. Este că trebuie eu să schimb de pe un jucător pe altul. Nu există autodirector la jocul ăsta și mai ales din aceeași cauză nu există, pentru că noi suntem live pe server. E până a făcut acolo un push din site-ul ăla. Și anulează ultimata și face o alegere bună acolo, Style. Folosește ultimata de Killjoy și Amadeus răspunde cu aceeași monedă. Are loc unde să stea Amadeus acolo în spate, chiar astea au însemnat și pingurile. White, poți să-i pună pe cutie, însă Amadeus pică. Post de Killjoy-ul advers. Și a fost scoasă ultimata în ultima secundă. Dacă nu pica acolo Amadeus, cred că aveau acolo o șansă. Avenger văzut de Style, însă nu reușește fragul. Pică până la urmă Avenger. Din nou în care ultimata activă. De pe variantă se luptă White, însă nu reușește fragul. Văzut Hypno din spatele site-ului de către Sage. Pun fragul pe alumetă. Alumetă, nu știu exact franceză, nu mă pricep. Ratează însă Hypno headshot-ul cu cuțitul pe Emerald. Tenkei face ultimul frag pe Shukar. Și avem 3-2. Cred că m-am grăbit puțin cu reacție, chiar e un match mult mai interesant, se țin bine băieții la Time to Play. Cred că o să avem un match mult mai strâns de data aceasta, între cele două echipe, ABC și Time to Play. Runda cu numărul 6, site-ul B lăsat liber de băieții de la ABC, foarte multe utilități folosite acolo de către Amadeus cu Killjoy. Încearcă te încheie un spam, însă este pe partea cealaltă jucătorul de la ABC. Mește Flash Avenger, își va folosi și el Flash-ul. Nu mai așteaptă puțin. Găsește Avenger pe Style. Hypno la fel, se luptă și el acolo. Pică foarte repede trade-uri de ambele direcții. Va da aici resul, însă pică peretele. Avenger quad kill extraordinar pentru a câștiga runda pentru echipa sa. ABC rămân în conducere.
scaunul șoferului, să-i spunem așa. 4-2. Acolo foarte multe trade-uri din ambele direcții, ambele echipe. A reușit acolo foarte multe fraguri, însă Avenger era pregătit de duelurile puse în fața sa. Da, smoke-urile Avenger. Da, smoke-urile de aceeași parte și style. Așteaptă aici un push, îl găsește pe Amadeus și îl elimină. Pică însă și pică și bomba în același timp. Hypno trebuie să aibă grijă aici, pentru că are doi jucători care se apropie de el, ratează flick-ul, dar nu mai are în acest moment un... Nu mai are un dash. Am fost acolo puțin bulversat de faptul că, dacă nu mă înșel... White, un frag bun. Explic imediat după ce se termină runda. A fost tureta de Killjoy. Scos și Emerald în mid. Pică și Alumet. Avenger face ultimul frag, 5-2. Am fost foarte surprins de faptul că, dacă nu mă înșel, bomba de Killjoy a sărit din Hypno pe bombă. Dacă nu mă înșel, și aia a fost o chestie foarte unlucky. That goes there. Pentru că nu puteau să recupereze bomba. Până la urmă, cred că a fost un mic misplay acolo din partea lui Style, că avea bomba și i-a picat chiar în fața băieților de la ABC. Caută acolo șucar, locul de trap îl găsește până la urmă. Interesant din partea lui. Se îndreaptă către site-ul A, 3 jucători, ușor se îndreaptă către acest site. Aruncă acolo un... aruncă o săgeată. Emerald și cu ea o sparge. Nu ți-ai dat seama șpilul? Ok. Aluetă. O alunetă. Dit... acolo White, că s-a apropiat. Vor intra în șorci din A-Main. Mică șucar. Însă Avenger, pregătit de dueluri, face double kill-ul. Face și White acolo un frag după ce l-a ajutat și Amadeus cu duelurile. White double kill-ul. Și avem 6-2, o rundă care părea că încearcă să pună presiune băieții de la Time to Play. Au intrat destul de rapid și din short și din A-Main. Însă au fost ceva mai pregătiți băieții de la ABC. Un flash bun din partea lui Avenger acolo pentru a separa cei doi jucători care pușează din short după ce au făcut kill-ul pe Jucar. Jucar care joacă Cypher. Un erou pe care nu l-am văzut așa des, l-am mai văzut pe Sage însă. Și White cu Sage-ul este o decizie destul de interesantă. Are un unghi bun aici, Hypno. Așteaptă la o săritură din partea lui Jet pentru a vedea peste perete, însă aceasta nu va veni. Here. Jet este în pe main. Amadeus se bazează destul de mult pe tureta care putea să-i vadă prin amicii săi. Se anunță acolo White, face picul Amadeus, îl scoate pe Emerald. Nu-l scoate pe 10K. Style se strecoară ușor către site-ul B. Trebuie să aibă grijă însă la tureta lui Amadeus. Au informații aici. Hypno-l scoate pe Kjarz, pică bomba. Pică și Style. Vreau să schimb pe ei, nu nimeresc butonul și mor până schimb eu pe ei. Alumet răsat. 1 versus 5, are informații acolo de la tureta sa că cineva a pușat A-Main-ul. Sper că prefire-urile acolo Avenger și cu Shukar pușează către Alumet. Ar putea să-i prind aici Alumet, însă lanțele trec puțin peste pălăriuța lui Shukar. Primele 5 runde părea un match destul de strâns, însă pare că se înclină balanța către ABC.
Combot out. Găsit un perete acolo în mid, din nou același unghi luat de Hypno, de data aceasta o poziție mai bună pentru că nu vine smoke-ul încă din partea lui Style. Va da flash-ul și va încerca să facă pick. Îi vede acolo piciorul, Hypno face prima eliminare, primește însă flash, își va folosi și el ultimata, trece cu ultimata sa, îl prinde pe Quarz însă. Ratează cuțitele, rămas totuși Amadeus aici singurel pe site-ul A, pe site-ul B. Vine peretele în mid din partea Sage-ului de la Time to Play, face fragul pe Style, Amadeus. Poate să închidă ușa însă, alege să ia duelurile, Tenkei face însă fragul pe Amadeus. Pare că fake-ul lui Avenger a funcționat momentan, trebuie să verifice site-ul însă. Se duce către CT, Tenkei nu reușește însă flick-ul. Reacție mai bună din partea lui Avenger. Și după primele 10 runde pare meciul dominat destul de rău de ABC 1-2-3. That goes there. Now this goes here. Yes, this should do. Hypno, entry frag bun. Îl vede Shukar pe cameră. E cel de-al doilea jucător. Pică însă Shukar, Hypno foarte rățicat. 11 HP pentru el. Scos de Killjoy cu bomba. Vine și resul din partea lui Tenkei pe Quarz. White își pune deja peretele, Avenger pică după ce face un frag. A folosit amândouă ultimatele de Killjoy. Se pare poziționat cu bomba către site-ul B. Style va fi liber aici să se joace cum vrea el, rămas în viață singur Amadeus 1 versus 4 cu Killjoy. Și pare că va ține de armă, deși au destui bani, ar putea să încerce. Nu știu ce să zic. Se va întâlni și Tenkei. Câștigă Tenkei duelul și vine cea de-a treia rundă pentru Time to Play. Opt la 3, ultima rundă din prima jumătate. Domină această jumătate băieții de la ABC. Hypno și cu Avenger acolo strânși în bătălia pentru MVP. Nu e departe de ei nici Amadeus, însă Avenger pare că stă puțin mai bine. Nu face intri pe grupa Lumet, nu-l prinde pe Emerald însă. Avenger însă îl scoate pe Tenkei, pică bomba. Uite aici Emerald pentru trade, însă este puțin cam târziu. Va verifica toate pozițiile care ar putea să-i surprindă cu drona, vede și tureta. Să-l prindă pe White, însă îi expiră tureta în momentul nepotrivit, pică totuși White. Poți de către Quarz. Poarta se închide, va fi spartă de Style destul de repede. E flash-ul să se acoperă cu smoke-ul Style. O reacție cam întârziată. Scos Shukar de către Quarz, se activează totuși ultimata. Vor avea informații aici Avenger și cu Amadeus, rămas Quarz 1 versus 2. Se întoarce ușor către site-ul B, acolo unde nu mai este tureta lui Amadeus. E un ping, cred că din partea cu echipierilor lui Quarz pentru a da tureta, însă pare că partă, nu mai apare. Quarz face fragul bun, triple kill-ul pentru el, are o situație de 1 versus 1. Cu de ultimata lui Avenger, cu de șipașii 100% aici, însă Avenger are informația că bomba nu a fost plantată, face picul cu Quarz, însă Avenger iese câștigător din acest duel. 9 la 3, 6 runde avantaj. Este premiul cu care trec băieții de la ABC pe partea de
attackers. La defenders sunt time to play într-un dezavantaj destul de mare. Trebuie să câștige această rundă de pistoale pentru a ajunge cel puțin la 9-5. Dar apoi vine runda aceea destul de grea și destul de ciudată pentru jocul ăsta, în care vor avea, dacă câștigă runda de pistole, vor avea un buy mai prost decât cei de pe partea de attackers, și anume ABC, pentru că nu vor avea full arme mari, vor avea poate un spectru, deși acel spectru nu este chiar atât de slab. Marshall-ul însă zice că nu e chiar o armă bună. Văd băieții de la ABC acel smoke. Rece Hypno însă este scos de alumet. Foarte mult damage primit inițial de cage-ul lui Killjoy și de acel flash. Se pune puține probleme, acea turetă însă folosi aici heal-ul 10K. Pare că tot către site-ul a vorsat aceea Amadeus, cred că a fost trimis aici pe post de fake. Nu vrea să se anunțe aici. Style. Shadows traveling. Amadeus din nou singur aici. Un slow și se va activa trap-ul de Killjoy, însă vor intra către site-ul ăla. Se va închide poarta în spatele lui Style pe de doi jucători. Ba nu, se folosește peretele, poarta nu a fost încă închisă. Se duce din Heaven. Face două, aproape de double kill cu Arz, însă înșelător acel Frenzy. White în A-Main îi dă cap lui Style, însă nu reușește fragul. Ciucar a crezut că l-a scos acolo pe Emerald, însă acea armură îi salvează viața. A plecat un pic vocea. 9 la 4 devine scorul. Runda de pistoale merge către aici. Acum este momentul lor pentru a reveni în acest match. Cu numărul 14 alumet și cu colectorul s-o pușează în short, îl ating acolo destul de rău pe Hypno. Intră Hypno cu shortiul, însă nu reușește eliminarea. Ei l-a scos pe acesta. Bamează alumet din short, face un frag, însă este foarte secat. Și-a folosit acolo teleportul Avenger pentru a urca în short, dar a fost auzit de același alumet. Tot acolo Avenger, trebuie să aibă foarte mare grijă. Jucătorul de Killjoy, Style, l-a scos pe Ciucar, a pușat tocmai din A-Main. Ok, și cu alumet fac ultimele două eliminări, 9 la 5. Hai, noroc, Q. Cu numărul 15, unde de obicei suntem obișnuiți să fie jumătate. Acest joc este la 12. White singur către site-ul ăla cu Sage-ul. Lăsat cu Arz în cramă în acest moment, singur să apere site-ul ăla. Pare că are o idee White totuși. Ia
Powerball și push-ul lui Quartz este aproape ignorat, practic. Pentru că s-ar fi așteptat să picuie jucătorul de la Time to Play în cazul în care se va folosi de acel orb. Style ținut de Shukar. Cred că l-a văzut totuși, sau poate a fost auzit. Da, a fost 100% văzut acum când arunca smoke-ul. Trece Amadeus. Spatele smoke-ului este Tenkei, care folosește peretele destul de late. Hypno însă va pune presiune aici, pe site-ul B, unde se află robotul lui Killjoy. Python să face eliminarea. Urmează acolo un mid smoke-ul, însă nu vor găsi pe nimeni momentan. Amadeus și cu Shukar. Alumet face fragul pe Hypno, după ce acesta face un frag pe Style, pică și Alumet până la urmă. Scos și Emerald, rămâne numai Quartz, 1 versus 4, bomba va fi plantată în ultimele secunde ale rundei. Și acel trap le dă informația de care au nevoie, face fragul pe White însă, un pic frumos din partea lui Quartz. Mai are 3, mamă ce mi-a plicat voce, mai are 3 inamici de scos în acest moment și bomba de da, defuse. Face pasul, deci picul lui Avenger, scoate și pe Avenger, însă Shukar face trade-ul din CT, au așteptat foarte bine acolo, ABC nu s-au bătut. Și exact ce ziceam, paiul mai bun după ce pierd două runde băieții de la ABC câștigă. Sunt cu numărul 15, ajung la 10-5, două runde nevoie pentru a ajunge la match point. I will find you. Get out of my way. Văzut acolo cu Quartz de camera lui Shukar. Nu se grăbesc ABC, joacă runda aceasta foarte încet. Ascunși în smoke sunt Quartz și cu Style. Style cu clasicul l-a atins destul de rău pe Shukar, însă vine heal-ul din partea quickbear-ului său. Cu acela vine puțin, cam întârziat, ar putea să-l surprindă pe 10K. Vai, dacă continuă să pușeze, însă 10K se repoziționează în momentul nepotrivit. Style de către Hypno, care îți folosește deja două cuțite. White îl scoate pe 10K, exact ce ziceam, timingul nepotrivit. Poate că vrea să pe Hypno, Alumet. Face și el un frag, are toate cuțitele înapoi. Se folosește ultimata de Killjoy, care aș zice că este puțin cam waste, însă ar fi putut să-l prind acolo pe Shukar. Se face fragul, rămâne ultimata de Killjoy în viață, însă nu-i atinge pe cei doi jucători rămași de la ABC, care sunt în A-Main în acest moment. Flash-ul bun din partea lui Quartz, însă trap-ul lui Amadeus îi deuie fuse-ul. Vine flash-ul bun, Amadeus face un frag, vine și fragul lui Avenger pe Emerald, 11 la 5. Flash-ul venit în momentul bun din partea lui Avenger. N-a văzut nimic acolo cu Quartz cu cele în mână. Holbai pentru ambele echipe și aș zice că dacă cei de la Time to Play vor să revină în acest match, acum este momentul lor. Au toate șansele să vină cu aceste arme în mâini. Încep bine, Quartz face entry frag-ul pe Avenger.
Puși cu doi oameni de la site-ul B. Adeus, cel mai probabil va fi cu ei în momentul în care tureta lui detectează pe cineva. Că din nou avenge după acel res, jucar însă un trade bun pe style. Amadeus face fragul pe Alumet. Bate emerald pe Amadeus. Situație de 3 vs 3 trade-uri, fiind continuu. Bocuri aruncate de Hypno, însă aceștia se repoziționează către site-ul B, acolo unde este numai emerald singur. Da mă, Șpilu, că fiecare cuțit în corp dă 50 sau în cap dă unul singur, 100. Da, cuțitele de jet mă refer, emerald. Se luptă puțin, însă Ariel pierde HP, scos până la urmă de către White. Și cu iar, până la urmă, 10 kill, scoate pe Hypno, are o situație de 1 vs 2 în față. Trebuie să spargă această poartă și chiar asta face. Găsește de slow și de perete pentru a-și izola duelurile. Variantă face push-ul White, îl vede. 10K însă, în emoții acolo l-a tras. 12 la 5, avem match point pentru ABC. ABC la o rundă distanță să-și asigure locul în finală și cel puțin 10 euro de jucători pentru locul 2 în cazul în care vor pierde finala. În cazul în care vor câștiga, au 100 de euro asigurați, mai exact 20 de euro pentru fiecare. 20? Da, 20. 20 de euro asigurați pentru fiecare jucător. Iar era destul de încrezător la acel push din short, însă a fost văzut de camera lui Șucar. Hypno trecut, însă scos de către Alumet. Entry frag pentru ei, Amadeus însă face destul de rapid trade-ul. NK este pregătit acolo să ia duelul. Why? Face double kill-ul. 10K însă face, îi dă rest lui Style. Folosește peretele White pentru a izola zona Heaven-ului. Acest trap va cădea, dar nu la timp pentru a-l vedea pe inamicul lor. Situație de 3 vs 3. Șansă foarte mare pentru ABC să închidă meciul chiar aici. Ați auzit aici Style că a intrat prin acel cage. Pe deasupra rămâne numai Avenger 1 vs 2. Formație de amândoi jucătorii. Scoate un jucător însă nu reușește spray transferul. 10K face triple kill-ul și avem to play 10 la 6. Cam greu mă Șpilu să nu-l omoare de la distanța aia, chit că nu-i dă cap, cam intră de obicei toate cuțitele. M-a rupt foame, bag niște chipsuri de-astea între runde, dar nu mai pot. Style, cred că a luat acolo niște informații, însă Alumet și Cucuiar s-au luat mai mult decât informații, au făcut două fraguri. Hypno foarte aproape aici de perete, ar fi trebuit să audă kill-ul de Sage de pe jet. Rage după perete pe Style care nu-l vede încă. Prins acolo momentul în care s-a spart peretele.
Charles, un frag foarte frumos pe Hypno. Avenger se apropie de Alumet. Alumet se uită către armă în momentul nepotrivit. Se grăbește Avenger către site-ul acolo unde este Denkei. Folosește DTP Avenger. Aproape să fie scos de 10K, îl scoate 10K însă pe șucar. Vine slow-ul puțin, cam târziu, pică și Avenger și avem 12 la 7. E acesta oare comeback-ul celor de la Time to Play? Arz un glonț foarte frumos prin smoke pe Hypno. Denkei scoate pe Amadeus, Alumet îl scoate pe White și pică foarte rapid jucătorii de la ABC. Face style ultimul frag după ce pică Avengers glonțul lui Denkei. Avem 12 la 8. Runda cu numărul 21. Aici vor avea arme băieții de la ABC. La fel ca Time to Play, însă un bai mai bun. Denkei scoate pe Avenger, creează, scoate pe Amadeus, însă Shukar și Hypno fac două eliminare fiecare, mai bine zis. White. În acest moment băgat în site-ul B. Face picul în salume de după site și face eliminarea. Situație de 2 vs 4 după heal-ul lui restul mai degrabă a lui Denkei. Hypno se anunță în zona mid-ului, însă din site-ul A au pușat 2 jucători, vorba de Denkei și cu style. Cred că se așteaptă aici de la acest push, va pica Hypno. Rămâne Shukar însă, style, ce gloanțe din partea lui în runda cu numărul 21. 12 la 9 devine scorul în continuare. ABC sunt la match point, dar parcă nu găsesc răspunsul pentru a încheia acest match. Vine un echo din partea lor cu digăle, șerif și armuri mici. Data aceasta Amadeus este singur către site-ul B. Hypno l-a văzut acolo pe deasupra peretelui, face un frag însă Coiaz face trade-ul, Amadeus l-a scos pe style. Alumet l-a scos pe Avenger, scoate și pe Y. Cage trigger. Rămâi 2 vs 3, Shukar și cu Amadeus. Recurat Amadeus ar putea să-l prindă aici pe Alumet și chiar asta se întâmplă. Însă va verifica pe Denkei. Denkei este băgat în B-main. Vine Shukar foarte aproape de el, face fragul, însă Denkei double kill-ul.
12 la 10, doar 2 ori de diferență între aceste două echipe. Și de data aceasta vor avea arme de calibru mare, aș putea spune băieții de la ABC. Pe partea cealaltă a bracketului se joacă Libra, echipa băieților care organizează acest turneu, versus In Green We Trust. Primul interes care au câștigat cu 13 la 7 cel precedent. Vor juca câștigătoarea din acest meci, va juca câștigătoarea dintre acele două echipe. Merg din nou acest pic înspre short, Kibno cu operatorul, însă nu este nimeni în short în acest moment. Să aibă grijă, White face picul, însă nu reușește fragul. A dat cap acolo prin perete. Trebuie să aibă mare grijă White, pentru că are ultimata de Sage. Light-ul l-a lăsat complet liber. Emerald nu va vedea pe nimeni cu operatorul. Repoziționat deja cu Arz și cu... Ați scos, însă cu Arz un entry frag bun din partea lui Hibno. Ne ultimata de Killjoy din partea lui Amadeus. Va folosi și Alumet aici, ultimata de Killjoy. Bomba nu e plantată, spamat acolo Alumet prin perete. Se apropie de Ishukar, sparge ultimata de Killjoy, face și fragul pe același Killjoy. Se repoziționează perfect, au informații acum unde se află toți inamicii. Hibno scoate pe 10K, 5 versus 2 în acest moment. Cum au fost plantată, Shukar îl scoate pe Style, rămâne numai Emerald scos de același Shukar, triple kill pentru el. Și avem 13 la 10 win pentru băieții de la ABC 1-2-3, care trec mai departe în finală și își asigură cel puțin 10 euro de jucător, dacă nu câștigă și câștigă primul ce mare de 20 de euro. Vedem aici situația finală, un match foarte strâns, un match în care cei de la Time to Play aproape că au revenit. Și aș spune că dacă ar fi reușit să câștige această rundă, ar fi reușit să treacă mai departe. Oricum, felicitări ambelor echipe, un match foarte frumos pe care l-am văzut până acum. Vedem că Hypno teoretic e MVP-ul, deși dacă ne luăm după fraguri, 10K, 23 cu 13, un scor foarte bun din partea lui. 13 la 10, deci scorul pe ascent. Deci mai departe băieții la ABC 1-2-3 și vom avea finală între ei și câștigătorii dintre Libra sau In Green We Trust. Sunt curios dacă pot să găsesc încul băieților, ne uităm și la celălalt meci, pentru că ok, se uitau și ei la mine la stream, ok. Deci cred că n-a început încă, cred că așteptăm să se treacă mai departe. Cum o să comentăm acest. Bun, ia să vedem. Bun, deci prieteni, finala nu avem ce să facem pentru că băieții au deja doi oameni care intră pe server. Așa că cum pot eu să vă trimit linkul ăsta fără să-mi iau ban? Bun. Prieteni, ascultați aici ce vă spun.
finala va fi transmisă pe canalul băieților de la Libra. Eu nu am cum să o comentez pentru că o să fie deja doi oameni care o să fie deja pe grup, gen pe server. Sunt două locuri la spectator, așa că o să trebuiască să ne uităm la stream-ul lor. Adică, mă rog, o să trebuiască să vă uitați voi la stream-ul lor. Eu n-am cum să mă uit pentru că suntem pe YouTube și mă aruncă băieții în aer. Așa că aveți primul link din descriere. Este linkul acela cu Bitly. Dacă dați un refresh, sigur vă apare. Acela e linkul de la ei. Deși eu nu pot să-l pun pe chat pentru că mă aruncă băieții în aer. Deci vă aștept acolo, o să intru și o să vă ce fac băieții. Felicitări din nou celor de la Băcău 123 și la fel celor de la Time to Play, care au jucat un meci foarte frumos și felicitări tuturor echipelor. Ajung în finală, după cum ziceam, Băcău 123. Ne vedem pe stream-ul celor de la Libra, unde ne vom uita la finală după ce se termină acest meci. Atenție, acest meci este meciul între Libra și In Green We Trust, care se joacă acum. Și ne vom vedea acolo pe stream. Plus, poate ne jucăm mâine niște Counter-Strike. Până atunci, pe astăzi, asta e cam tot de la mine. Așa că ne vedem data viitoare. Pa, pa.